deprivarea de somn e foarte greu de dus. Putem să facem co-sleeping în siguranță. Ce înseamnă asta? Am lipit pătuțul de pătuțul nostru, da? Am coborât laterala, ca să-mi fie mie ușor ca mamă să-l accesez. E important să avem o rutină înainte de somn. Facem o băiță, dăm cu cremă bebelușul dacă e cazul, cu ulei, i-am dat de mâncare. Trezirea biologică a unui copil este între 6 și 8 dimineața. În primele luni este important să ne preocupăm cât putem de tot ce ține de bebeluș, să-i oferim un somn de calitate, să-i oferim mesele de care are nevoie, să-i oferim dragoste, iubire, să ne învârtim așa în jurul lui. Salutare, dragi prieteni, și vă spun bun găsit, în special mămicilor, tăticilor, bunicilor, mă rog, o să înțelegeți voi de ce mă adresez în special acestei categorii, pentru că subiectul din această seară de la Meritat Podcast este unul aparte, este unul special. Vă spun sincer, habar n-am dacă s-a mai discutat vreodată, abordat cel puțin în cadrul vreunui podcast, dar nu prea cred, nu l-am auzit, nu l-am citit. Că altfel mi-ar fi sări mie în ochi, de alta, dar este foarte important și pentru mine. Așadar, invitata mea din această seară are o misiune extrem, extrem de importantă pe acest pământ, și anume de a ajuta familiile să doarmă din nou. Da, ați auzit bine. Deci dacă vă știți cu restanțe la somn, da, la odihnă, aveți nopți albe, e timpul să luați un carnețel, un pic, și să urmăriți acest podcast. Sunt informații utile, vitale, aș putea spune, și o să înțelegeți imediat. Diana Rațiu este consultant în somnul copiilor de la 0 la 6 anișori. Bună, bine ai venit! Bună, Ameri! Eroino, bună, bine ai venit! Bine te-am găsit și sunt foarte bucuroasă să te văd și să discutăm, da, despre subiectul ăsta care e fierbinte. Este, este. Și care în rândul mămicilor în special arde foarte tare. Asta spun. Mămicilor și celor ca mine care, iată, ne pregătim să ne asumăm și să ne intrăm în acest rol, acela de a fi mămică. Eu știu acum că este o modă să auzim termeni precum parenting, precum consultanți în toate cele, în creșterea copiilor, în, iată, în somn, în alăptare și toate cele. Nu existau aceste chestiuni pe vremea mamelor noastre, părinților, corect? Exact. Corect. Am evoluat. Nu este rău, în schimb, să facem schimb de informații și să le și aplicăm atât cât putem. Prin urmare, poți ajuta familiile pe bune să doarmă din nou? Părinții? Da. Copii mici? Ca să mă întorc la ce spuneai, într-adevăr, sunt termeni noi, da. Sunt provocări de tot felul și, într-adevăr, vine cumva din spate gândirea asta că pe vremea mea nu era așa, pe vremea mea nu exista adormirea independentă. Ai, sau că am avut 4-5 copii și exact, uite cum, și uite cum și-au dormit exact. Bine și... Asta nu înseamnă că noi am rămas acolo. Noi, într-adevăr, am evoluat și avem acces la informație. Asta ne ajută și pe partea cu somnul, într-adevăr, provocările sunt foarte mari și este important să știm, sunt probleme cu adevărat pe care le putem rezolva, sunt cauze unde putem să intervenim și să le găsim și să le rezolvăm, sau cum abordăm de fapt somnul, da? Exact. Și chiar e bine de știut că există soluții și că deprivarea de somn e foarte greu de dus. Asta este și în rândul adulților, cumva asta exact. Ar trebui să înțeleagă toată exact. Lumea. Dacă eu, dacă tu nu mâncăm într-o zi atât cât ne cer organismul, vom fi mai recalcitrante, vom fi mai agitate, corect? Corect. La fel se aplică și atunci când vine vorba de lipsa somnului. Dar mai ales la bebeluși care nu ne pot spune ce simt, ce durere au și așa mai departe. Bun. Putem să luăm orice caz, chiar și pe mine, căci mai am foarte puțin. Ca să nu ne lungim cu vorba, o să trecem punctual și prin anumite situații și exemple prin care și tu ai trecut cu clientele tale. Însă, o mămică care este proaspăt mămică, a ieșit din maternitate. Bănuiesc că și acolo îi se face un anumit instructaj, nu? De către personal. Nu, nu. Din păcate, asta... Bine, eu știu că da, la anumite clinici private... Nu. Nu? Nu. Asta este o așteptare pe care noi o avem. Este foarte important să știm care sunt, să facem diferența între așteptări și provocări, de fapt. În maternitate avem acces la ceva informații, și la stat și la privat. Eu personal am născut la privat și așteptările erau mari. Într-adevăr,
o mare atenție asupra alăptării, da? A existat un consultant în alăptare, da, exact. Dar pe partea cu somnul, nimic. Bine, dacă stau să mă gândesc, nici n-ar fi de competența lor și nu cred că e vreo vină la mijloc. Adică, ok, tu ai născut, da, ți se oferă niște sfaturi, după care ce se întâmplă acasă chiar nu mai ține de atribuțiile lor. Într-adevăr, dar așa cum ne focusăm pe naștere foarte da. mult, cum ne focusăm pe alăptare foarte mult, ar fi important să ne focusăm și pe somn. Aici ține de noi, de mămici. Da, ține clar. De noi, într-adevăr, dar așa cum o clinică, de exemplu, mm-hmm. s-ar fi gândit să aducă un consultant în alăptare, cred că și un consultant în somn ar fi un plus valoare. E, adică, cine știe, da, o idee bună. E o idee bună și e de implementat pe termen da. Lung, zic eu. În maternitate, într-adevăr, aflăm lucruri despre băița bebelușului, mm-hmm. aflăm lucruri despre alăptat, dacă avem urechi să le auzim, pentru că mama după o operație sau după o naștere nu mai e atât de aptă să absoarbă absolut orice, plus emoții, exact. Plus starea de după naștere, și atunci e un pic dificil să fim deschise da. Către lucruri de genul e ăsta de noi. Dar când ajungem acasă din ziua 1, tare ar ajuta să avem înainte un mic ghid. Ce facem cu copilul? Cum ar trebui să doarmă copilul? Care ar fi așteptările realiste? Mai dormim ca înainte, copilul se trezește des, e normal să se trezească des, mănâncă noaptea, cât de des mănâncă? Adică e bine să știm puțin unde ne situăm și cum să abordăm situațiile astea, pentru că se trezește copilul la 2 ore, eu ce fac? Cum îl alin? Îl iau în brațe, îi dau de mâncare? E important să știm. Dar ca idee, ceea ce e cel mai important când ajungem acasă este să ne preocupăm de mediul în care doarme copilul. Am ajuns acasă, am deschis exact. Ușa, îl am în scoică. Ce fac? În primul și în primul rând, îl ții aproape de tine. În primele săptămâni, primele 3 luni, aș zice eu, așa cum sunt ele considerate al 4-ul trimestru de exact. Sarcină, copilul are nevoie de contact. Da? De aia avem recomandarea în stânga și în dreapta, hai să facem skin to skin cu bebelușul. De ce? Păi copilul a ieșit din burtică. Încă de la naștere. Exact. El este stresat. A ieșit afară, a luat contact cu lumea și responsabilitatea ta ca părinte este să îl ajuți să se adapteze mai ușor. Și cum faci asta? Îl ții la piept cât mai mult, el are nevoie de asta, ți-a auzit bătăile inimii timp de 9 luni, normal că îl ajută să îi recreezi mediul ăsta cumva, face contact napping, pentru că e normal să facă asta, un bebeluș nou născut doarme mult. Teoretic doarme mult. Sunt și situații în care nu doarme atât de mult cum ne dorim. Dar ca idee, undeva la 16-18 ore din cele 24, el ar cam trebui să doarmă. Și de cele mai multe ori doarme la mami în brațe. Nu e nimic greșit, repet. Are nevoie de asta în primele săptămâni și oferim asta ca să-i fie adaptarea mai ușoară. Da? Da. Pe lângă asta, bineînțeles că nu putem să stăm non-stop cu bebelușul în brațe și ziua și noaptea. Este important să punem și copilul, acest bebeluș, în pătuțul lui. Da? În aceste prime 3 luni. Absolut. Eu l-aș pune din ziua 1 și aici mă refer la noapte. Da? Noaptea nu putem să stăm în fund cu bebelușul la piept, că vrem și noi să dormim. Da? Și atunci este important să aibă locul lui, spațiul lui, și anume pătuțul, că este un co-sleeper, că este un pătuț deja pe dimensiuni mai mari, care se potrivește și la 1 lună și la 3 ani, este important să existe. Da? Și putem să facem co-sleeping în siguranță. Ce înseamnă asta? Am lipit pătuțul de pătuțul nostru, da? Am coborât laterala, ca să-mi fie mie ușor ca mamă să-l accesez, să-l pun la sân sau să-i dau biberon și să nu mă ridic de fiecare dată când are nevoie. Da. Da? Asta ar fi o variantă. O altă variantă, la fel de corectă, este să pun copilul în pătuț, pătuțul să fie lipit de perete, de exemplu, neapărat de patul mamei, da? Ideea e să fie într-un pătuț al lui. Ideea e să fie în spațiul lui, da. Pentru că siguranța la somn e foarte importantă, da? Academia Americană de Pediatrie ce spune? Haide să respectăm regula ABC, care înseamnă alone back crib, singur pe spate în pătuț. Asta este poziția corectă. Și apropo de maternități și locul unde naștem, recomandarea în maternitate este să-l culcăm pe o parte sau chiar pe burtă. Eu personal am primit recomandarea de culcă copilul pe o parte și acum văd rulouri de prosopele să doarmă copilul pe o parte, că îi se aplatizează capul. Nimic mai greșit. Copilul stă pe spate și este o poziție corectă chiar dacă are reflux, da? Pe burtă poate să stea atunci când vrem să facem tummy time. Tummy time este acea acțiune pe care o facem când copilul este treaz, da? Ca să-și întărească el musculatura
gâtului și să exerseze pe partea asta, cât să învețe ușor, ușor să-și țină capul. Nu în timpul somnului. Dar nu în timpul somnului. Sau dacă îl punem pe burtică pentru că are dureri, de exemplu, îl punem pe burtică și îl supraveghem cât sau stă pe burtică. Pe noi, da. Da. Pe noi, oricum, el nu, practic, n-are cum să se sufoce. Că, de fapt, asta ne interesează. Siguranța la somn ne interesează pentru că vrem să eliminăm riscurile. Un copil care stă și doarme pe burtă poate să rămână blocat cu nasul în saltea sau unde stă el pe burtică și nu putem să ne asumăm asta, da? Și e important să știm asta din ziua 1. Îl punem pe spate atunci când îl punem jos, la el împătuț care este gol, care are o singură saltea cu elastic, fără jucării, fără pături păturici. Asta cu păturile e o modă. Baby nesturile iar sunt la modă. De ce că mi-am luat și eu? Știu că ți-ai luat, dar să știi că sunt interzise în Canada, de exemplu. Cum? De ce? Pentru că există risc de sufocare. Salteluțele? Păi îl lasă pe spate. Îl lași pe spate, dar el la un moment dat, de la 8 săptămâni, 2-3 luni, începe să se miște. Și poate să se ducă cu năsucul acolo într-o parte și Doamne ferește. Nu că sunt acolo. Și nu vrem să ne asumăm. Păi poate te-ai dus până la baie sau a venit curierul. Sunt frumoase. Marketingul e în floare când vine vorba de produse de copii. Sunt drăguțe. Avem dau bine. Tendința să cumpărăm prea multe ce trebuie și nu sunt toate utile, nu? Nu sunt toate utile, dăm banii degeaba. De asta avem pătuțul, avem salteaua, luăm mai multe cerceafuri colorate dacă asta ne ajută pe noi să dea bine în poză, da? Dar tot ce ține de păturici, ursuleți, iepurași, carusel, le lăsăm deoparte pentru momentul când este copilul treaz. Când e la somn, nu are nevoie de accesorii. Da. Da, 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 da. Bun. Am înțeles așa. Odată ce am ajuns acasă cu copilașul, este foarte important ca el să-și petreacă cel mai mult din timp cu mămica, dacă nu chiar exclusiv cu mămica, da, pentru a nu ieși brusc din mediul lui în care a trăit atâtea lunițe. E foarte important să doarmă din prima zi în pătuțul lui, pe timpul nopții. În patul nostru deloc? În patul nostru deloc. Bed sharing-ul este foarte întâlnit în rândul familiilor, în special în România. Asta pentru că ne este comod ca mame. Toate mămicile cu care vorbesc, asta îmi spun, Diana, nu am vrut să doarmă cu mine. Eu eram genul de mamă care întotdeauna spuneam, eu nu o să dorm cu copilul în pat niciodată. Asta spunem cu toții, pentru că știm că la somn vrem să fim bine, să avem loc, să fie comod, uneori și pe soțul mai împingem că n-avem loc de el. Dar, în momentul în care am ajuns cu copilul acasă și avem un copil care are colici, are reflux sau are orice altă problemă medicală, da? Tendința ta ca mamă, mai ales mamă de primul copil, este să-l ai cât mai aproape. Da. Dar soluția de a-l pune în pat cu tine, între tine și soțul tău, da, între mama și tata, nu este o soluție sustenabilă pe termen lung. În primul rând că nu e sigură, nu e safe, putem să-l lovim, Doamne ferește, putem să-i punem din greșeală pilota pe față, pe cap, plus că copilul are pătuțul lui cu salteaua lui potrivită vârstei, da? Salteaua copilului întotdeauna va fi mai tare, va fi o saltea fermă versus saltelele noastre care sunt așa alese în funcție de unul vrea mai moale, da, altul mai tare, da, care dorit de spate și așa mai departe. Și atunci, în afară de riscuri, pe termen lung nu e sustenabil din ce punct de vedere. Copilul crește și devine mobil. Începe să se rostogolească, da? Copiii care cad din pat sunt într-un număr foarte mare. În ultimul timp, foarte multe mame ajung să recunoască, își asumă și îmi spun, Diana, motivul pentru care te-am sunat este că mi-a căzut copilul din pat alaltăieri și s-a lovit și a plâns și am ajuns la doctor. Sau, nu știu, a făcut edem pe creier sau multe lucruri care nu sună bine deloc și pe care eu una n-am putut să mi le asum și nu-mi doresc să aud că cineva și-ar asuma asta. Asta nu înseamnă că nu-i ofer afecțiune copilului, asta nu se înțelege pentru că am auzit și alte păreri care sună ceva de genul cum să nu stau cu copilul meu. Eu stau și mă uit la copilul meu când doarme, eu îmi petrec nopțile uitându-mă la el, ok, dar nu vei putea face pe termen lung. Cumva tot pentru siguranța copilului tău, da, și pentru armonia relației acasă. Exact, și exact, dar putem să facem asta cu copilul lângă noi, lângă absolut patul nostru. Adică de ce să-l pun lângă mine și tati când pot să-l pun lângă mine, da? E tot acolo. Sau cel puțin nu pe timpul nopții, nu în timpul somnului. Da, exact, exact. Bun, Diana, până la 3 luni, cumva vorbim despre o rutină, nu? Majoritatea copiilor cam asta fac. Atât de mici fiind, mănâncă, dorm, mănâncă, dorm. Altceva, bine, except în colicii și așa mai departe, avem ce să facem atunci.
pe internet sau pe medici când îi întrebi, înțeleg că nu există neapărat o soluție pentru a remedia problema asta. Nu există o soluție, da. Nu există o soluție cum e paracetamolul sau nurofenul. Da. Ia la durere că e posibil să te ajute. Sunt ceva medicamente care și ajută. Metode și, exact. Da. Dar există și ceva metode, exact cum spui și tu, care ar putea să ajute. Atunci când copilul are un disconfort pe partea asta, îl doare burtica. În general, asta e. Colicii sunt, de fapt, așa, o explicație populară. Niște dureri de burtică, pentru că, da, practic, sistemul digestiv al bebelușului nu este matur și atunci el, când bea lapte sau când stă la sân, trage aer și atunci de acolo ar putea veni durerile. Definiția cred că o știe, exact, majoritatea. O știe majoritatea. Ca metode, există câteva metode, printre care aș menționa înfășatul, aș menționa acest contact de skin to skin cu mama. Aș menționa poziția pe o parte, da? Punem copilul ori pe o parte, ori pe burtică să stea așa strâns sau să stea pe o parte în brațele noastre, uh-huh, ca să diminuăm din durere. Și acest șâșâit continuu, care practic pentru bebeluș este ca un zgomot alb. Uh-huh. Da? Ce auzeam burtică. Exact, exact. Zgomotul alb ajută la liniștirea nou-născutului, tocmai pentru că este un zgomot cu care el a fost obișnuit 9 luni. Da? Da. Și îl putem folosi, da? La un volum optim, teoria spune undeva la 50-60 de decibeli, da? Putem să măsurăm asta cu aplicații, da, pe telefon și să-l ținem la capul, la o distanță de un metru, un metru jumătate de capul copilului. Da? Poate că nu o să dispară complet durerea, dar cu siguranță se vor diminua. Putem să încercăm, da, aceste variante pe rând sau una din ele și dacă funcționează, exact, atunci o păstrăm. Și apropo de înfășat, chiar aș vrea să vă arăt un produs. Te rog. Înfășatul ajută enorm, așa cum spuneam, din mai multe puncte de vedere. Și sunt păreri pro și contra. Da, părerile contra sunt că e de modă veche. Eu știam că trebuie să stea copilul înfășat, o zic, ca să n-aibă copilul paranteze, da, la picioare. Da, da, e funny explicația asta. Nu? Dar n-are logică, nu? Nu. Înfășatul are multe beneficii. Dar atunci când înfășatul nu se face corect, da, există riscul de a apărea luxații la nivelul oaselor, da? Pentru că e strâns foarte tare. Exact. Iar dacă nu e strâns foarte tare, există situația în care copilul își trage tot materialul respectiv și îl duce pe față, la nas, deci nu e bine. Înfășatul cu o fașă. Da, înfășatul cu un sistem de înfășat. Sau dormitul într-un săculeț de dormit. Același lucru? Beneficiile sunt aceleași. Deci, da, repet, atunci când înfășatul nu se face corect, mai bine optăm pentru un săculeț. Pentru un săculeț. Și recomandarea mea vine către acest săculeț, care este, de, bun, fapt, un săculeț, se numește swaddle, este de tipul, bun, swaddle, da? Așa. First sleep se numește. Da? Care ce face? În primul rând, ține copilul într-o poziție naturală. Mm-hmm. Da? Mânuțele sus și în partea de jos, picioarele care stau desfăcute, apropo. Deci nu trebuie să le unim că face copilul paranteze. Asta este o poziție naturală de somn. Nu va avea piciorușele strânse în acest săculeț. Copilul este strâns, da, în acest săculeț pentru că trage în fermoarul, da? Vedem că avem un fermoar. Se vede sau țină... Ridicăm? Hai să... dacă se vede, ok. Așa. Așa, da? Deci, practic, este poziția M, da, care asigură o poziție naturală copilului, da? Și la ce ajută, de fapt, și înfășatul, dacă ai făcut corect, sau acest swaddle. Da. Deci, swaddle-ul ăsta poate fi folosit din ziua 1 de când ai ajuns acasă. Da? La somn. La somn. Da. Doar la somn. Doar la somn. Pentru că, de ce îl folosim? În primul rând, copilul este ținut strâns, ca în burtică. Îi recreăm mediul în care a stat în burtică. E cald, e bine. Uh-huh. Doi, diminuează foarte mult reflexul de tresărire. Foarte mulți bebeluși, un procent foarte mare, au reflexul moro. Este acel reflex de tresărire în care copilul practic tresare și mișcă, are o mișcare bruscă a mâinilor și a picioarelor și practic el se sperie și se trezește și practic îl deranjează acest reflex. Da. Fiind în acest săculeț, este foarte mult diminuat. Încă un beneficiu, în cazul în care copilul are colici, are dureri, îl punem aici la căldurică, stă și ne asigurăm ajută că... Ajută și la treaba asta. Poate să ajute bine și la treaba asta. Exact. Și îl folosim din ziua 1. E important să ajutăm copilul atunci când e nevoie, când nu există soluții, gen medicamente sau
ceva din afară. Și facilitează cumva exact tot ce aveam de făcut, tot demersul acesta. Exact. Deci tu recomanzi. Da. Înfășatul. Recomand înfășatul, nu e de modă veche, ajută enorm. Sunt situații în care mamele spun, nu știu ce m-aș fi făcut dacă nu l-aș fi înfășat, pentru că este foarte agitat, pentru că are somnul agitat, pentru că tresare într-una. Reflexul moro poate să țină și până la 5 luni. Oho. Da? E bine să-l ai. E bine să-l ai și e bine dacă să-l testezi. Nu exact toți copiii îl acceptă, mai ales dacă îl implementăm în, nu știu, în luna a doua. Da. Apropo de cât îl folosim. Și înfășatul și sacul de dormit swaddle de tipul acesta, recurgem la ele doar până când copilul dă semne că s-ar întoarce. Da? La un moment dat, în jur vârstei de 10 săptămâni, 12 săptămâni, poate renunțăm, spre 4 luni, copilul începe să se întoarcă stânga-dreapta, unii chiar încep să se rostogolească. Nu mai e safe să-l folosim, are nevoie ca mânuțele să fie libere. Și atunci renunțăm la el, da? Și trecem la un săculeț cu mânești detașabile, tot de tipul acesta, sau la un săculeț clasic, care este tip mai eu. Și ușor, ușor se și dezvață, că asta voiam să întreb, adică cumva vine natural. Vine natural, exact. Când începe să se miște tot mai mult și să se întoarcă, e semn că nu mai e safe să stea așa, pentru că dacă ajunge pe burtică și nu are sprijinul mânuțelor, există șansa să rămână blocat cu nasul în saltea. O să vreau să ajungem imediat punctual să vorbim despre somn, căci este subiectul principal, dar toți acești pași, toate aceste lucruri despre care Diana a vorbit, fac parte cumva din aceste etape, da? Sunt niște pași pe care trebuie să îi respectăm. Suzeta este recomandată apropo de somn și de a liniști bebelușul? Suzeta, da, este o metodă care poate să ajute la liniștirea bebelușului, pentru că bebelușii au și acest reflex de instinct, de fapt, de a suge, da? Și nu poate să stea non-stop la sân. Da? Sau poate, dar nu știu cât are disponibilitate mama să stea non-stop cu copilul la sân. Și atunci Suzeta nu e chiar bau-bau. La o vârstă mică, nou născut, câteva luni, copilul poate să poarte Suzetă atât timp cât Suzeta nu ajunge să devină o asociere de somn. Ce înseamnă asta? Suzeta este o metodă de autoliniștire. Nu o dăm pe timpul somnului? Ba da, o dăm. Okay. Dar dacă ajungem în punctul în care copilul o scuipă și o vrea din nou și se trezește și iar o vrea și facem meciul ăsta de tenis non-stop toată noaptea, ăsta este semn că Suzeta ne cam încurcă somnul, da? Și atunci putem să o oferim la adormirea propriu-zisă, da, dar nu o oferim și la fiecare readormire. Am înțeles. Deci cumva ne folosim de ea, dar dacă devine o problemă, încercăm să facem așa un 50-50. Tot așa, ușor, ușor, în funcție de obișnuințele pe care dezvoltă bebelușul. Bun, exact. Ajungem la 3 lunițe. Deja se schimbă cam totul. Nu mai avem un proaspăt născut, avem un bebelușel. Avem un bebeluș în toată regula. Ce facem, Diana, cu somnul? Cum reglăm noi? Pentru că deja nu mai vorbim despre o mânuță acolo care nu face decât să mai mișe din când în când, să doarmă, să ceară mâncare și cam atât. Nu. Începem să-i simțim prezența, în adevăratul sens al cuvântului. Da. Cum reglăm noi treaba asta? Chiar așa este. Copilul crește sub ochii noștri și vedem, foarte repede. Și vedem așa cum schimbăm body-urile de la o mărime la alta, trecem imediat. Și vârsta de 3 luni chiar este o vârstă provocatoare. Un prag. Da, e un prag, 3-4 luni, cam așa, care vine la pachet cu multe provocări, într-adevăr. Și ce e important să facem până la vârsta asta, undeva în jurul vârstei de 2 luni, de fapt, este încet, încet să ajungem să facem prevenție. Deci dacă noi am avut un copil care a dormit relativ bine, ne-am preocupat să aibă un mediu de somn corect, am respectat cât am putut partea de siguranță la somn, l-am înfășat sau am folosit swaddle-ul, i-am creat o rutină, pentru că e important să avem o rutină înainte de somn. Facem o băiță, dăm cu cremă bebelușul dacă e cazul, cu ulei, i-am dat de mâncare, suntem deja într-un dormitor întunecat unde poate chiar am pornit zgomotul alb, l-am pus în soculeț și vrem să-l adormim. Dacă am făcut lucrurile astea timp de 2-3 luni la fel, de la început, da, ne-am preocupat de rutina asta, practic am pus cărămidă cu cărămidă la fundația de somn, riscurile ca la 3 luni să se strice treaba dintr-o dată sunt mai mici, da? Pentru că una e să avem un bebeluș care a trăit într-un mare haos timp de 2-3 luni, da?
Nu s-a ținut cont de nimic, fără rutină, fără înfășat. A dormit cum a putut, pe unde a apucat, pe canapea, în landou, în mașină, etc. Cu siguranță, la 3 luni, lucrurile se amplifică. De este bine să-i oferi și câte puțin din acest haos pentru a-l obișnui pe parcurs să se adapteze mai repede. Adică, nu știu, să presupunem că mâine, efectiv, nu am cu cine să las copilul. Toată ziua voi fi pe drumuri. Ideal ar fi să mă descurc, e treaba mea, mi-asum, trebuie să copilul să fie bine. Dar sunt cazuri în care copilul poate dormi în mașină, să-și facă nu somnul de după amiază. Da. Este o gafă? Este un păcat? Nu. Nu. E ok. E ok să expunem copilul la modul ăsta, să facem un somn în mașină, da, să facem somnul dar mai răruț, marsupiu. Să nu devină obișnuință. Ideea este că copilul în jurul vârstei de 8-10 săptămâni începe să deprindă comportamente, da, și obiceiuri de somn. Da? Ăla e un punct foarte bun în care putem să lucrăm cu copilul, adică să alternăm modalitatea de adormire. Uh-huh. Nu-l adormim doar la sân, nu-l adormim doar în brațe, nu-l adormim doar legănat. Încercăm să le alternăm și, cel mai important, testăm și partea de adormire independentă. Ce înseamnă? După ce am făcut toată rutina și vedem că copilul e pregătit de somn, a dat semne că este, da, somn, îl punem în pătuț și ne așezăm lângă el. Îl șiim, îl mângâiem, îl luăm în brațe dacă e agitat, îl liniștim, îl punem la loc, începem practic să exersăm adormirea asta independentă, care într-adevăr a ajuns să fie o controversă. Dar n-ar trebui să fie. E o normalitate. Nu ne dorim independența copilului. Ar fi o prostie să credem, da, asta. Ne dorim independența la somn, pentru că adormirea independentă este o abilitate, ca oricare alta, care se învață. Și se învață prin exercițiu și prin repetiție. Cu cât repet un comportament, un obicei cu bebelușul meu, cu atât el și-l însușește și-l deprinde. Și atunci, dacă am ajuns la 3 luni cu un bebeluș care a adormit doar la sân timp de 3 luni, la vârsta asta, când începe practic să se regleze ușor, ușor ritmul circadian al copilului, el, deprinzând această asociere, se va trezi tot mai des pentru acest ajutor. De asta ne ajută să avem un bebeluș care știe și el să facă ultimii pași către somn, pe care l-am încurajat. Am stat lângă el, am făcut un somn din zi, s-a întâmplat în pătuț și a reușit să adormă. Am făcut întuneric în cameră, am pornit white noise-ul, e hrănit, e schimbat, n-are disconfort și reușește să adormă. E important să facem asta. Măcar o dată, da, pe zi, da, și, bineînțeles, la somnul de noapte. Ăla ne interesează cel mai mult, să fie cât mai puțin fragmentat. Cât mai puțin fragmentat. Celebrul PV, perioada de veche. Da. Asta înseamnă. Uite, n-ai născut și deja știi, ești. Păi bine, nu, vine. Atât știu. glumim, dar înțeleg că și el se schimbă de la o lună la alta, nu? De la un... Nu se schimbă chiar de la o lună. Ce înseamnă mai exact? Perioada de veche este perioada în care stă copilul treaz. Da. Practic din momentul în care s-a trezit și până adorme la următorul somn. În primele... Acolo trebuie să avem noi grijă cea mare, nu? Nu neapărat la PV, cât trebuie să fim atenți la bebelușul nostru. Cât doarme el într-o zi, la asta mă refer, să nu doarmă prea mult. Da, până la 4 luni de zile lăsăm copilul să doarmă cât vrea teoretic, da? Nu-l trezim din somn. Așa crește, așa se, da, dezvolte, o să normal. Vezi că în primele săptămâni o să fie zile cu somnuri de 30 de minute, o să fie zile cu somn de 4 ore, o să fie zile cu somn de 3 ore. Sunt bebeluși care, după ce se nasc, pot avea icter și un bebeluș cu icter doarme mai mult de obicei. Important este să-l hidratăm. Da. Avem și recomandarea din partea neonatologului sau din partea pediatrului să trezim copilul noaptea odată la 2-3 ore să-l hrănim. Nu e o recomandare rea, e o recomandare bună, mai ales dacă avem un copil care are sub greutate, dar facem asta în prima lună. Îl urmărim să ia în greutate, să mănânce suficient, să hidrateze și după ce a trecut de o lună ne bazăm că acest copil poate să-și gestioneze 3-4 ore de somn dacă el chiar reușește să lege somnul, da? Da? Nu-l mai trezim. Și este important să ținem cont de aceste recomandări, da? Și să nu-l trezim noi. Dar după vârsta asta de 3-4 luni, prea mult somn pe zi ar putea să încurce noaptea, da? Și vârsta asta de 4 luni vine cu provocări, mai degrabă spre 4 luni, da? Pentru că începe să se schimbe tiparul de somn și, de fapt, se schimbă nevoia de somn. Copilul nu mai doarme atât de mult ziua, da? Somnul bebelușului începe să semene cu somnul adultului tot mai mult, da,
Și atunci e important să începem să facem un program ușor, ușor, apropo de PV. Ar trebui să fie cea mai ușor din acel moment, nu? Exact, ar trebui să fie mai ușor, pentru că un program predictibil ajută și bebelușul foarte mult, da. Are nevoie de asta, de o constanță, și te ajută și pe tine ca părinte să te organizezi puțin. Vreau să fac niște lucruri, să plec, să plec cu mașina. Mă interesează să știu cam când ar trebui să doarmă, cam cât rezistă copilul meu. Uite, rezistă 2 ore, să spunem, cam așa. În timpul ăsta am timp să fac X, Y și Z, da? Și programul după 4 luni e foarte important. Să ținem cont, de fapt, de intervalele biologice mai degrabă decât de PV-uri. PV-ul e bine să ținem cont de el în primele 3-4 luni. O să vezi. Copilul ajunge să îi fie somn la o oră, la o oră jumate. Cam pe aici ne învârtim în primele luni. Ei, după 4 luni de zile, între 4 și 5 luni de fapt, PV-ul începe să crească și de fapt ne îndreptăm către niște perioade biologice pe timpul zilei. Adică mai multe PV-uri în timpul zilei. Nu mai multe PV-uri. Intervalele biologice sunt anumite intervale pe timpul zilei când e bine să culcăm copilul. Să culcăm. Exact. Nu putem să ne uităm doar la ceas, PV, o oră jumate, PV, 2 ore, nu. PV-urile sunt niște estimări. Uh-huh. Unii copii funcționează foarte bine după ceas, da? PV, 2 ore, l-am culcat. Alții totul nu, bine. Clar. Alții nu. Și atunci, cel mai important este să ne uităm la copil, să vedem indicatorii de somn, ne uităm și la ceas, ne uităm un pic să vedem e o oră bună de somn, a dat semne, hai să-l pun la somn. Și cu timpul lucrurile se așează din ce în ce mai bine, facem un program, teoretic după 4 luni ne îndreptăm către 3 somnuri pe zi, nopți mai bune, cu 2-3 mese și cu cât crește... Hai să luăm un caz ideal. Poate l-ai avut, poate multe mămici tind să-l cunoască și ele în cazul copilașilor. Un bebeluș de 4 luni. Hai să încercăm să-i facem un program, da? Să ne imaginăm că putem face acel program perfect, ideal. Pentru că sunt sigură că sunt foarte multe mămici care vor zice acum, vorbești și astea două, bine să știți că Diana e mămică, deci știe ce am zice. Am experiență, da. Are experiență, dar lăsând gluma deoparte, le înțelegem. Sunt foarte multe mămici care poate n-au parte de ajutor, poate se panichează mai repede, poate au avut copilași și alte problemuțe, unele mai mult sau mai puțin grave și atunci nu se adaptează la fel de repede, de ușor, nu-și rezolvă micile probleme în comparație cu altele. Bun, 4 lunițe, pe acolo suntem, da? Mm-hmm. Hai să o luăm cu începutul, de la prima oră. Știu că se trezesc destul de vreme copilașii. Da, 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 asta nu e o parte chiar foarte distractivă pentru noi. Să vorbim și despre lăptic, despre câte mese, perioada de veghe, da? Mm-hmm. După 4 luni, așa cum spuneam, se schimbă puțin lucrurile și e bine că putem să ne organizăm. Da. Dacă punem 4 luni, notați, a fost mai haos și ne-am adaptat cu toții, de da, fapt, despre asta e vorba. După 4 luni ne revenim un pic și facem puțină ordine și disciplină. Avem experiență. Da. În cazul în care alăptăm, aici recomand să existe și o discuție cu un consultant în alăptare, care poate să facă lumină și poate să organizeze un pic lucrurile. Dacă suntem pe lapte praf, acolo cred că lucrurile sunt un pic mai ușoare, pentru că știi concret cât pui în biberon și cât mănâncă copilul, da, și în funcție de cât mănâncă știi dacă mai crești cantitatea sau nu. Exact. În meseria asta, într-adevăr, îmi place că pot să vorbesc și în calitate de mamă, da? Și m-a ajutat să înțeleg partea asta de somn și cum dorm bebelușii, având experiența acasă, un copil care a fost provocator, da, ca bebeluș, să zic așa. Bun, la 4 luni putem să facem program și, într-adevăr, cum ai spus și tu, copiii se trezesc de vreme. Trezirea biologică a unui copil este între 6 și 8 dimineața. Cei mai mulți se trezesc între 6 și 7. Dacă s-a trezit la 6, nu înseamnă că mă dau de ceasul morții să-l readorm, fac asta în zadar, ci mă ridic din pat cu greu, eu sau tati, și ne vedem de activități. Sună ciudat, dar asta este realitatea. Copiii se trezesc de vreme și nu doar bebelușii de 4 luni, ci și copiii de 2, 3, 4 ani. Cumva asta e normalitatea lor și nu putem să o schimbăm. Având această trezire constantă zilnic, e important să existe o constanță la ora de trezire. Adică ora de trezire poate să fluctueze cu 30 de minute. Azi s-a trezit la 7, mâine la 6 jumate. Dar nu mai mult. Nu e o problemă. Dar ca să putem să organizăm ziua, ne ajută o oră de trezire cumva fixă, dacă pot să o numesc așa. 30 de minute plus minus. Pornind de la
trezirea de dimineață, organizăm somnurile de zi. La 4 luni ar putea să fie încă 4 somnuri sau ar putea să fie să trecem către 3 somnuri. Putem să facem tranziția către 3 somnuri doar dacă copilul doarme primele două somnuri, să zicem, consolidat, adică până doarme la somn de noapte. Da. Wow. Dacă doarme minim o oră jumate la fiecare somn, poate să stea cu 3 somnuri pe zi. Dacă doarme câte 30-40 minute la un singur somn, cum se întâmplă, somnurile scurte sunt tipice la vârsta asta, pentru că somnul de zi se maturizează mai greu. Dar ca să reușim să le lungim, da, e important să încercăm să readormim copilul atunci când s-a trezit, mai ales la primele două somnuri din zi. Dacă s-a trezit la ora 6, când va fi următorul somnic? În jur de 4 luni, e important să tindem cât mai aproape de 8 dimineața. Da? Să prindem cumva valul ăla de somn de la 8-9. Adică perioada de veghe este între... undeva la o oră jumate, două. Dar dimineața, dacă copilul a avut o noapte bună, da? Și a dormit bine, s-a trezit, să spunem, de 2 ori pe noapte și a mâncat, s-a trezit ulterior la 6-6 jumate, suntem siguri că cam o oră jumate ar putea să reziste. Poate o oră, nu e o problemă. Da. Depinde mult de starea copilului. Dar noi tindrem să ne îndreptăm către valul ăsta de somn de la 8-9 dimineața. Mm-hmm. Da? Nu o să ajungem la 9 la 4 luni, dar dacă stăm pe la 8 pe acolo, e un lucru bun. Da? Și să spunem că a dormit o oră jumate, zis de cazul ideal. Da. A dormit o oră jumate și s-a trezit la 9 jumătate. Ne vedem de activitate. Laptele, apropo că mă întrebai de mese, aici e o alegere personală. A avut deja prima masă când la ora 6, nu? A avut loc prima masă când s-a trezit și e posibil poate să mănânce și înainte de somn. Depinde foarte mult de cât mănâncă copilul. Da, de exemplu, un copil alăptat poate să stea la sân mai mult sau mai puțin. Sunt corect, copii care stau 5 minute. Da. Exact, sunt copii care stau 15 minute. Îmi zic mamele, păi bebelușul meu de când s-a născut are mese zdravene, stă la sân 20 minute și mănâncă activ. Anastasia, 2, 3, 5 minute, pac, pleca. Păi stai, mami, că nu cred că ai mâncat suficient. Și automat, mânca mai des. Da. Eu nu puteam să o țin 3 ore să n-o pun la sân. La o oră jumate deja vroia. Și atunci aici jonglăm în funcție de caz. Bun, a dormit primul somn, a fost bun, o oră jumate. Un somn odihnitor este de minim o oră. Ținând cont că ciclurile sunt scurte la vârsta asta, de 30-40 de minute, șansele să se trezească după cele 30-40 de minute sunt mari. Da? Încercăm readormirea, 10-15 minute. Nu luăm copilul și îl scoatem din pat și ne plimbăm cu el prin toată casa. Șansele să readormă sunt slabe. Da? Nu legănăm? Dacă există obiceiul ăsta, legănăm. Nu există, nu. A existat când era mic, dar la 4 luni deja am renunțat la el. Am renunțat, am făcut prevenție și am reușit să-l adormim fără prea mult ajutor. L-am mângâiat, l-am șișit și a reușit să doarmă singur. Am zis caz ideal. Da, deci caz ideal. Dacă s-a trezit, ideal este să-l lăsăm 5-10 minute. Să vedem ce face, da? Pentru că îl monitorizăm. Ne imaginăm că bebelușul este într-o cameră întunecată, în dormitor, la el în pătuț. Avem un baby monitor, o cameră Wi-Fi, fiecare ce reușește să achiziționeze, și îl urmărim. S-a trezit, se agită, plânge, mârâie. Intervenim sau nu? Răspunsul este, hai să-l lăsăm. Câteva minute, să vedem. Știe să readoarmă? Hai să-l lăsăm să exerseze dacă nu știe. Nu-i băgăm Suzy? Putem să-i o băgăm, dar nu în secunda 1. Poate i-a căzut. Dar cu acest Suzy pe care o reintroducem de fiecare dată, putem să creăm acea asociere de care am povestit. Uh-huh. O punem de fiecare dată la readormire și el nu o să mai învețe să readoarmă. Da. Și e importantă readormirea, e cea mai mare provocare, de fapt. Da? Și atunci îl lăsăm câteva minute să vedem ce face copilul. Gestionează sau nu singur. Dacă vedem că n-a reușit în 5 minuțele 10 să readoarmă, mergem la el, îl șâșâim un pic, îl mângâiem, îl luăm în brațe dacă e necesar și mai încercăm și noi vreo 10 minute. Dacă n-a mers nici așa, asta e, tragem draperiile. Hai la joacă. Hai să ne jucăm și vedem la următorul somn cum ne descurcăm. Bun. S-a întâmplat primul somn, urmează al doilea. Al doilea, la fel. Urmărim semnele de somn ale copilului, da? Ni le dă de obicei. Se înroșesc sprâncenele, cască, se trage de urechi, își pierde din concentrare, se vede cred pe ochișorii lui că e obosit. Exact. Nu, da. Semnele sunt vizibile la vârsta asta și punem copilul la următorul somn. Că a trecut o oră jumate, că au trecut două ore, depinde foarte mult și cum a dormit la primul somn. În funcție de asta, el rezistă mai mult sau mai puțin. Exact. Dacă a dormit, așa cum am zis, cazul ideal, o oră jumătate, cu siguranță poate să-și gestioneze două ore în care este treaz, da? Și atunci îl punem la următorul somn.
Să spunem că a dormit și acolo o oră jumate, poate chiar două, de ce nu? S-a trezit în jur de, să zicem, două sau unu jumate, depinde la cât a dormit, la 11, la 11 jumate. La fel și aici. Dacă a dormit bine și s-a trezit într-o stare bună, plecăm la joacă, ne vedem de activități, mâncăm sau nu, în funcție de cum e programul, iar următorul somn se întâmplă undeva între 3 și 5, cam așa. Acela fi și ultimul? Acela este și ultimul, de obicei este cel mai scurt, se numește și catnap. Este cel mai scurt pentru că el de fapt este un fel de punte între zi și noapte, da? Poate să doarmă în jur de o oră maxim, dar în general somnul ăsta scurt este cam de 35-45 de minute, fix cât un ciclu de somn. Și atunci nu mai încercăm readormirea, da, pentru că nu avem nevoie. E bine, nu e? E bine. Și da, ulterior urmează somnul de noapte. După 4 luni de zile, ora de culcare ar trebui să fie și ea cumva în anumit interval. Nu poate să varieze foarte mult. Ce înseamnă este... oră bună în cazul unui copil de 4 luni? Oră bună înseamnă undeva în intervalul 6-8. Da? 18-20. Asta este un interval cu care cochetăm mult timp. Dacă primele luni copilul a dormit târziu și se întâmplă în multe cazuri, copiii nou născuți sau chiar până în 3 luni, să se culce și la 10, 11, 12 noaptea. Asta da, pentru că ei dorm mult ziua și, repet, n-ai cum să faci program și îl lași. Dar dacă se va culca între 6 și 8, nu va putea dormi oricum toată noaptea, nu legat, clar. Nu. În general, la 4 luni se mai trezește pentru o masă sau două. Doar una? Asta una sau două, da, depinde. Sunt copii care, dacă sunt hrăniți cu lapte praf, pot mânca doar o dată. Mm. Dar, în general, la 4 luni sunt două mese pe noapte. Cam așa. Între 4 și 6 luni avem două mese. Între 6 și 8-9 luni putem să migrăm către una. Nu e musai. Putem da, să păstrăm două sau migrăm către una. Iar după 9 luni, teoretic, copilul poate să doarmă toată noaptea. Dar poate să doarmă toată noaptea și mai devreme. Depinde foarte mult de obiceiurile de somn. Un copil care știe să readoarmă, care începe să se foiască, el se va trezi. Exact. Deci, dormit toată noaptea nu înseamnă că doarme nemișcat. El doarme în cicluri ca da, și noi adulții. Da, da, da. Te foiești, mergi la baie, bei apă, ți iei perna în brațe. Important e readormit. Important e să știe de, să da, se întoarcă la somn. Un copil care știe să facă asta nu va mânca foarte des, pentru că de cele mai multe ori mesele dese și trezirile multiple pentru lapte, de cele mai multe ori după 4-5 luni sunt obiceiuri create și asocieri de somn. Și noi nu vrem să ajungem acolo. Dar de ce nu vrem? Păi pentru că aha, în primele luni știi că am mâncat doar de două ori, deci e clar că este ok cu două mese da, și dintr-o dată se trezește din oră în oră și mănâncă de 8 ori. Nu știu, tragi linie dimineața și îți dai seama că mai mult am mâncat decât am dormit. Deci se pot schimba foarte multe pe parcurs, ce-i drept. Da. Schimbările, scosul afară al copilului este esențial din câte știu și cunosc și mămici care în anul timpul rece scot copiii mult mai rar. Cunosc mămici care pe ploaie, pe vânt, pe ninsoare ies cu copiii afară. Da. Sunt criticate și alea și alea. Că doar știi. Suntem criticate indiferent de ce facem. Din păcate. Da. Dar este foarte important să ieșim afară cu copiii. Așa cum e important și pentru noi. Da? Uh-huh. O zi în care ai ieșit afară e o zi în care parcă ai mai multă energie, ai așa o altă perspectivă asupra zilei, asupra vieții și cam așa e și la bebeluș. Este important să iasă, să se oxigeneze, exact, să iasă într-un mediu plin de stimuli, da? Îl ajută afară, și la somn. E recomandat să doarmă în timp ce e plimbat? Poate să doarmă afară. În general, eu recomand somnul afară în a doua parte a zilei. Uite, da, luăm exemplu cu 4 luni, puteți să faceți somn afară, al treilea somn din zi, să fie afară. Ultimul somn, adică. Ultimul somn, că e în cărucior. 30-40 de minute. Exact, că e în cărucior, că e în marsupiu, că e în mașină, că a trebuit să plecați, e ok să-l facem în mișcare. În rest, la nevoie, aș zice. Bine, în primele luni, repet, poți să-ți faci de cap, da, da, ca să zic, ai dezlegare da, cumva. Dar după vârsta asta, când deja facem program și ne interesează să avem un copil odihnit, primele două somnuri din zi este esențial să fie împătuți, pentru că sunt cele mai odihnitoare. Acum că nu poți într-o zi sau sunt situații în care trebuie să pleci, ok. E bine dacă copilul are un pătuț în dormitorul matrimonial, da? Unde acolo va dormi nopțile. Are pătuțul mare în dormitorul lui, în care ideal ar fi să doarmă după amiezirea, e bine ca să se obișnuiască și acolo și acolo.
va înțelege, va asocia că acela e patul în dormitorul lui unde... Cât este atât de mic în primele luni, nu. Și oricum... Nu e bine să schimbi locul? E bine să aibă același loc? E bine să aibă același loc, același să aibă loc. Locul lui. Da. Dar ideea este că tu, dacă vei vrea să-l muți la el în cameră, poți să faci asta oricând după 6 luni. Adică recomandarea Academiei Americane de Pediatrie este să facem room sharing, adică să împărțim aceeași cameră cu copilul, minim 6 luni. Acum nu e ceva bătut în cuie. Este o alegere personală. E o alegere intimă a părintelui. Mm-hmm. Sunt părinți care își mută copiii în camera lor din ziua 1. Nu e nimic greșit. Atenție, îl monitorizăm și dacă el este la el în pătuț și am luat măsurile de siguranță, nu are ce să-i se întâmple. Dar pentru siguranța mamei și pentru starea asta... Pe care trebuie, și conexiunea care trebuie să se producă, nu? Nu neapărat conexiunea. Atașamentul copilului nu se creează noaptea, ca idee. Că vorbeam anterior că sunt mame care spun să doarmă cu mine în pat, că așa îi creez un atașament sigur. Nu. Atașamentul se creează în primii 2 ani de viață, da? În urma interacțiunii pe care o ai cu copilul tău, da? În funcție de cum îi răspunzi nevoilor. Dacă tu stai cu copilul tău, îi răspunzi nevoilor, da? Copilul are 3 nevoi de bază. Nevoia de conectare, de competență și de control. Dacă tu ești acolo, îi le satisfaci, ok, nu ești tu, e tati, nu e tati, e bunii, are o persoană de încredere, o figură de atașament cu care petrece timpul și îi se oferă toate lucrurile astea, iubire, conectare, timp de calitate. E un copil fericit. E un copil fericit cu un atașament sigur. La somn, nu facem nimic decât dormim, da? Nu, noaptea nu e pentru iubit, pentru cântat, pentru interacționat, da? Noaptea dormim, s-a trezit, îi dăm să mănânce, nu aprindem lumina, nu punem cântecele, adică pe timpul nopții, practic, noi suntem, și cum se zice, pe jumătate mort când dormi. Nu te poți gândi că tu creezi un atașament noaptea, n-are nicio legătură. Mai degrabă poți să creezi un atașament sigur și să fii prezentă în viața copilului tău atunci când ești odihnită, când ai dormit bine. Absolut. Și tu și copilul tău și ești disponibilă și ai răbdare, poți să fii mai atentă la nevoile lui, le vezi mai bine, poți să fii perseverent în ceea ce vrei să-i comunici pentru că ai resurse. Uh-huh. Și resursele astea din unde ne le luăm? Din somn. Spuneai despre cântat, despre cântecele, muzică, vibrații și toate cele. Îngerași pe pereți, luminițe mov, roz, albastre și toate cele. Sunt recomandate sau nu? Pentru că am auzit mămici sau nu numai mămici care spuneau: tata, zâmbesc, uite că îi zâmbesc în timp ce dorm și uite, visează îngerași. Alții care spun: nu, li se mișcă mușchii feței, n-are nicio legătură, îi dorm, lăsați să doarmă. Da. Ce facem cu caruselele acelea frumoase, cu tot felul de accesorii colorate? Păi ce să facem? Dacă le-am cumpărat, le folosim. Normal, dar că le-am cumpărat, că le-am cumpărat pentru noi, în primul rând, și apoi pentru că copii. Că nu le-am avut când am fost copii, nu? Da, dacă acestea deja există, le-am cumpărat pentru că vrem să arate bine camera și vrem să și fie asta, da, instagramabilă, să arate bine când facem poze, bun. Dacă le avem, le mutăm în camera în care copilul se joacă. Mutăm în camera părinților. Care oricum a devenit părinții. Camera copilului în primele luni. Le folosim când copilul este treaz. Atât. Exact. Caruselul deasupra pătuțului este o greșeală la somn, mai ales când copilul, uite, a trecut de 4 luni, pentru că, uite, atunci când el se trezește după un ciclu de somn și deschide ochii și vede norișorul, vede ursulețul, vede iepurașul, el este stimulat de acele lucruri. Da. Culori, frumos, jucării și nu mai adoarme. A, tu mai vrei să mai și adoarmă, da. Da. Și atunci nu este o variantă, dar putem să mutăm caruselul la salteaua de activități, când suntem treji și ne jucăm. Sau un baby nest. Sau un baby nest-ul, da, care n-ar trebui să existe, dar există acolo și îl punem pe copil când este treaz și ne jucăm cu el, da? Bun. Deci atunci sunt indicate. Steluțele pe tavan, tot felul de luminițe, n-au niciun efect. Da, putem să le punem așa, de test, când copilul este treaz, dar nu la somn. Nu la somn. Copilul, dacă stă cu ochii deschiși și vede luminițe, 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 mai sunt și lumini albastre, deci lumina albastră este interzisă la somn. Dacă vrem să folosim o lumină de veche în camera copilului, folosim o lumină roșie sau galbenă. Am știut. Exact. Yes. Roșie. Deci nu prea multe culori, nu stimulăm copilul. Deci roșie sau? Galbenă. Galbenă. Sau portocalie. Dar nu foarte intens.
Nu. Ceva difuz așa. Ceva difuz și o aprindem doar când e nevoie. Schimbăm copilul și îi dăm de mâncare. Altfel, e stinsă și avem beznă. Beznă. Și dacă avem un eveniment, Diana, dacă trebuie să mă duc la o nuntă cu soțul și trebuie să iau copilul... Ideal ar fi acasă, copilul, nu? Să stea acasă. Este ca și cum te întreb eu pe tine. Eu mâine trebuie să merg undeva pe noapte și tu vrei să dormi. Ce faci? Mergi cu mine și dormi pe scaun? A, nu mă întreba, că dorm oriunde. Așa. Noi cred că mămicile așa am vrea să ne obișnim copiii, știi? Că tot aud varianta asta. Doar că nu sunt niște popușele pe bune, adică trebuie să le respectăm somnul. Noi am vrea să fie și independenți, am vrea să respecte și o rutină, am vrea să fie și ascultător, dar să doarmă când vrem să doarmă, să mănânce când vrem să mănânce. Și da, să doarmă în orice condiții, nu? Exact, da. Nu da, se da, întâmplă, da, din nu păcate. Are ce să caute copilașul în timpul zilei în pătuțul lui la joacă sau nu? Pătuțile doar pentru a dormi? Da, poate să stea în pătuț, da? La joacă. Da, va da, mai da. Înțelege că acela este locul în care îl trebuie doar să doarmă? Dacă îi punem jucării și mingiuțe și toate cele acolo? Pătuțul ajunge să fie o asociere de somn. Da. Este o asociere cumva care nu este în controlul părintelui, deci ceea ce e bine. Și este o asociere care ține de mediul de somn. El știe că atunci când este pus în pătuț, este timpul să doarmă. Da. Dar nu e nimic greșit să punem din când în când copilul în pătuț, să punem câteva jucării, astfel să ne facem și noi niște lucruri ale noastre, fără să existe riscul de a se lovi sau... Da. Îl punem acolo, vrem să fie sigur. Putem să-l punem în pătuț, ba mai mult, eu recomand să și exersăm lucruri în pătuț. Pentru că, uite, apropo de 4 luni, la 4 luni, 4-5 luni cam așa, este vârsta la care bebelușul începe să se rostogolească. Și toate achizițiile de genul ăsta, achizițiile motorii, copilul este tentat să le exerseze noaptea. Uh-huh. Că e liniște, n-are exact pe ce să se focuseze, creierul lui e atât de ocupat cu achiziția nouă încât exersează și se un trezește foarte des. Bun? E bun și țarcul. E bun și un țarcul. Da, exact. Și atunci, el ca să fie obișnuit cu această achiziție, uh-huh, e bine să o exersăm și ziua în pătuț, să vadă că, uite, uh-huh, pot să faci asta și la tine în pătuț, pentru că dacă tu nu-l pui în pătuț deloc și îl pui noaptea la somn, să zică, ăsta este pătuțul meu, de ce am așa spațiu, ia să văd aici cum pot să fac mișcarea. Și atunci hai să exersăm și în pătuțul lui, deci putem da să-l punem în pătuț și ziua. Care sunt cele mai frecvente întrebări? Pentru că eu sunt sigură că o să ne mai întâlnim și o să mai discutăm. N-aș vrea nici să le oferim așa din prima prea multe informații, mm-hmm, pentru că nu cred că și-au rostul. Este bine să renotăm, să luăm cu începutul. Am ajuns cumva acum la vârsta la care să se presupune că cel mic s-a adaptat. Noi am parcurs pașii, i-am și respectat atât cât s-a putut, a nu se înțelege că acum vorbim de, nu știu, Biblie, de legislația, de Constituția României, ferească nu, Dumnezeu. Vorbim chiar îmi doresc flexibilitate din partea părinților. Asta, să nu confunde cei care urmăresc această discuție, pentru că nu e vorba de acest lucru. Ne dorim să simplificăm cumva munca. Să ne facem viața mai ușoară. Da, și să dormim mai mult. Că și să nu mai subestimăm somnul. Da, este vital, este cel mai important. Ce ar mai fi de spus, Diana, pe final de discuție? De ce ar trebui să țină cont în mod special? Care ar fi primele puncte pentru părinți? Ar fi ideal să conștientizăm cât mai mult beneficiile somnului. Cred că de aici ar trebui să plecăm. Da. Da? Să știm că este vital în viața oricărui om, implicit și în viața bebelușului nostru. Să înțelegem că somnul este hrana creierului. Da? Întotdeauna mi-a plăcut să fac comparația asta între laptele este hrana corpului, da? Iar somnul este hrana creierului. Și atunci, când avem credința asta și știm că somnul de calitate este extrem de important, altfel plecăm la drum. Nu mai avem dubile, oare fac bine, oare e prea mare compromisul, oare chiar trebuie să mă dau eu la o parte ca să fie copilul bine? Răspunsul este da. În primele luni este important să ne preocupăm cât putem de tot ce ține de bebeluș, să-i oferim un somn de calitate, să-i oferim mesele de care are nevoie, să-i oferim dragoste, iubire, să ne învârtim așa în jurul lui, ca să-i fie lui bine, pentru că practic ăsta este startul lui în viață. Da? Chiar dacă e mai greu la început. E mai greu, n-are cum să fie ușor, pentru că e o nouă viață practic, a apărut un nou membru în familie care are mare nevoie de tine, special de mamă. Și atunci, adaptarea poate să fie mai grea sau mai ușoară, depinde cât de mult ajutor ai, pentru că asta le spun și mamelor, nu refuzați ajutorul, ba chiar cereți ajutor.
Da? Este important să nu picăm în cealaltă extremă, mm-hmm. în care extrema depresiei. Eu știu tot, doar eu știu, da. Nu se apropie nimeni. Exact. Această posesivitate și această nevoie de a controla absolut orice nu duce la nimic bun, mai ales că în primele luni există și depresia postpartum, da? Care stă la colț. Da? Și dacă ești un pic... Te pândește. Corect. Dacă așteptă să-și facă apariția. Corect. Și atunci asta ne-ar ajuta să... Știm de ce facem asta, să ne alucăm mai mult, să fim blânde cu noi, în primul rând, da? Să cerem ajutorul și să știm că facem asta pentru binele copilului. Am luat telefonul română pentru că la o scurtă căutare pe Instagram o puteți găsi pe Diana și pe Zen Baby Sleep, nu? Da, da, da. Pagina de Instagram de care tu te ocupi. Aici văd... extrem de multe păreri, întrebări, răspunsuri din partea ta. Văd aici necesar somn pentru copii. Există și un tabel cu vârsta, somnurile de zi, total somn în 24 de ore. Sunt și niște calcule, nu? Pe care da, tu trebuie să le faci niște, când... Sunt niște estimări. Eu nu sunt mare fan tabele da. Când vine vorba de somn. Dar nu se cer, putem. Sunt sigură. Da. Pare că funcționăm bine după da. Tabele și după niște schițe, ca să zic așa. Și atunci am venit în ajutorul mamelor și îmi dau seama că ajută aceste estimări. Exact. Ajută. Și atunci te-ai adaptat și tu la rândul tău. Și mă adaptez, da. E și am normal. Zis, hai să ajutăm. Un necesar de somn pe zi, un necesar de somn pe noapte. Ca să știm pe unde ne aflăm. Pentru că este foarte ușor să apară frustrarea în rândul mamelor. Al meu nu doarme suficient, dar al meu nu doarme ca în tabel. Al meu doarme mai mult decât în tabel. Mm-hmm. Și parcă niciodată nu-ți găsești liniștea. Și atunci e bine să ai o limită de jos și o limită de sus. Măi, al meu nu doarme 15 ore. Dar doarme se încadrează, 13. Uite aici. Exact. Da. Un alt lucru pe care l-am regăsit aici pe pagina ta și cele de acasă o pot face mămicile, apropo de consultanță, ce înseamnă mai exact consultanță? Telefonică, da? Există anumite pachete, ele te poți suna, nu te prezinți acasă, nu ador tu copiii. Nu, nu, nu. Consultantul la lăptare, în schimb, vine acasă. Exact. Acolo pentru că e nevoie. Altceva, da? Da? Consultantul în somn poate să vină acasă da? Dacă mama are nevoie da? Da? Să discute... face-to-face. Ah, okay. Poate o ajută. O întâlnire da? La o cafeluță. O întâlnire la o cafeluță. Vin la tine sau da. Ne vedem la o cafea dacă îți face da. Bine. Sunt deschisă să fac asta. În rest, în cea mai mare parte a timpului, consultațiile sunt telefonice. Pot fi și video. Adică, dacă mama e în New York, cum chiar am avut de curând o mămică, am discutat pe Zoom. Dacă mama vrea să ne vedem pentru că e inspiră încredere poate mai multă când da, da, vezi da. Exact omul, îmi spune hai să ne auzim pe WhatsApp sau hai să ne auzim pe Skype. Există și această posibilitate. Dar de cele mai multe ori consultațiile sunt telefonice pentru că mamele sunt mereu nearanjate, nepieptănate, cu rochile de alăptat, cu pijamale și nu sunt foarte deschise către video. Cu toată sinceritatea de care poți da dovadă, cât la sută dintre cazurile care te-au abordat au avut și au dat randament? Au avut rezultate bune. 90%. Poate chiar spre 95%. Wow. Da, pentru că lucrurile funcționează atât timp cât credem în ele. Întotdeauna rezultatele sunt direct proporționale cu consecvența părinților, cu perseverența și răbdarea lor, da, e important. Și în același timp e important și atunci când alegi să-ți ajuți bebelușul să știi cum o faci și ce metodă alegi. Da? Să fii tu confortabil, să știi că e potrivit pentru copilul tău, da? Și atunci dacă tu știi că ai ales bine, începi să implementezi, ești consecvent, ai încredere în ceea ce faci, transmiți și copilului tău asta. Pentru că emoția pe care tu o simți, da, o transmiți copilului. Dacă începi un proces de genul ăsta, de dezvăț de asocieri, că de fapt asta, cu asta lucrăm de cele mai multe ori, dacă tu ești o mamă anxioasă, cu frici, cu temeri, cu gânduri, oare e bine ce fac, oare e bine să stau lângă el, oare ar trebui să ies din cameră, să-i ofer mai mult spațiu, cu cât ești mai temătoare, cu atât vei transmite asta copilului, că el va simți lipsa asta de siguranță. Și altfel trebuie să înțelegem că, ca o concluzie că un bebeluș odihnit înseamnă și o mămică fericită, nu? Și liniștită. O mămică fericită mai... înseamnă un bebeluș fericit. Și exact. Așa, și, da. Și invers în toate felurile. Da. Legătura dintre mamă și bebeluș este una foarte mare, mai ales în primii 2 ani. Știi cum se zice, cordonul umbilical e acolo până la 2 ani. Uneori este și după 2 ani și de asta e importantă starea mamei. Dacă mama e bine și copilul e bine.
abia aștept să ne mai vedem. Sunt sigură că au fost utile sfaturile pentru mămicile de acasă sau pentru doamnele domnișoarele care se pregătesc repede să devină mămici, așa cum sunt și eu. Și sunt sigură că o să mai avem de discutat multe alte lucruri pe care n-am apucat să le dezbatem azi, dar ușor, ușor, să nu le speriem. E bine să le luăm rând pe rând. Rând pe rând. Mai ales că la tine urmează să vină bebe, deci vei lua lucrurile așa step by step. Da. Și până atunci ai timp să te pregătești. Eu revin cu feedback, da? Deci eu vin și vă spun ce funcționează și ce nu. Îți mulțumesc tare mult pentru această întâlnire, Diana. Tu de acasă te pot urmări, repet, pe Instagram, nu? Diana da, Rațiu. Da, și eu îți mulțumesc foarte mult de invitație. Sunt foarte bucuroasă că am abordat somnul ăsta și că te-ai gândit să-l abordăm împreună. Mă puteți găsi într-adevăr pe Instagram, acolo sunt cea mai activă, pe contul Zen Baby Sleep. Acolo. Începeți cu întrebările și o să vină și răspunsurile și soluțiile în mod special. Mulțumesc tare mult, a meritat discuția din această seară, sunt absolut convinsă. Ne puteți lăsa și aici întrebări și promit că le trimit Diani și într-o viitoare discuție, într-o viitoare întâlnire, venim și cu răspunsurile. Seara frumoasă și somn ușor!